În cadrul ședinței Consiliului Local, consilierii municipali și-au dat acordul de principiu în ceea ce privește administrarea portului Giurgiu de către primărie. Deși la prima vedere pare un subiect ușor, se pare că această situație este destul de controversată. Consilierii județeni au votat și ei în unanimitate acordul de principiu cu privire la administrarea portului Giurgiu. Dintre aceste două instituții, respectiv Consiliul Județean și cel local, doar Consiliul Județean a primit o solicitare din partea Ministerului Transporturilor. Consilierul județean Aurelia Dobre, deși a votat pentru trecerea portului la Consiliul Județean, a explicat în conferința de presă de ce portul giurgiuvean ar trebui să fie administrat de primăria Giurgiu. Politic, am votat să treacă la Consiliul Județean, dar profesional, în calitate de fost director al Companiei Porturilor Dunării Fluviale, aș vota, dacă mâine s-ar vota, aș vota cu toată convingerea ca portul să treacă la primărie. Iar dumneavoastră o să-mi spuneți, păi da, da, explicați-vă. Care este explicația dumneavoastră de ce ați vota așa? Aș vota pentru că absolut aproape tot teritoriul portuar, privind că suntem giurgiuveni și cunoaștem foarte bine zona, undeva acolo la fabrica de zahăr, strand, restaurantul Perla aparține primăriei. Ce instituție va prelua până la urmă portul Giurgiu va rămâne deocamdată o enigmă. Cert este că în data de 21 august 2013, Consiliul Județean a primit o adresă de la Ministerul Transportului, în care îi se solicita punctul de vedere cu privire la administrarea portului Giurgiu. Proiectul de hotărâre cu privire la acordul de principiu privind portul Giurgiu a trecut astăzi de voturile consilierilor municipali. 13 au votat pentru, toți consilierii PNL s-au abținut, însă de remarcat a fost faptul că votul aprobator al consilierului Ionel Dinu a fost decisiv. Se pare că ultimul cuvânt l-ar putea avea prefectura, care se vede nevoită să atace unul din cele două proiecte identice cu privire la portul Giurgiu.